Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Invitatul meu de astăzi este mic, clasa a patra. Vladimir Sofroni este cel mai bun șahist junior din România în acest moment. Salut, Vlad! Bună ziua! Ia zi, domnule, cum ai ajuns tu să joci șah? Da, spune povestea adevărată. La început, când eram mic, părinții au zis pentru să mă învețe să joc șah, că vreau să ajung și eu pe același drum cum am mers părinții. Și la început, nici ce mai amintesc, cred că mama m-a învățat șahul, m-a învățat cu multe piese și după aceea a început tata să mă ia mai în serios, adică să ia... Să-și ia meseria în serios, nu? De șahist. Nu neapărat, adică da, adică să vreau să vreau, să fac performanță, de aia vreau să fac performanță în șah. Mama ta, doamna Claudia Sofroni, este antrenoare de șah, președinte Asociației Club Sportiv Logic 64 Brașov, maestră FIDE și fostă vicecampioană mondială la junioare. Deci ai luat genele de unde trebuie, nu? Da. Am înțeles. Deci, fii atent, eu am avut o discuție cu, nu știu dacă îl știi tu, fostul primar al Brașovului, domnul Ghișe. A venit la mine la emisiune pe vremuri, când era încă primar, și a zis că sprijină sportul pentru că și el e sportiv. Și m-am uitat la el și am zis, domn primar, ce sportiv sunt? Zice că sunt șahist. Măi, eu știam ce să fac, să râd, să nu râd. Deci, șahul ăsta, păi zice sportul minții. Dar e sport sau nu e sport? Da, e sport după mine, adică... Adică, cu alte cuvinte, și tablele tot sporți, nu? Da, adică trebuie să te concentrezi ca să... Ca să muți niște lucruri acolo. Da. Zic o glumă pe care să le spui colegilor tăi de la șah, da? Vorbeau doi băieți de ăștia mai în vârstă, așa, se pregăteau și ei să joace table și ce unul dintre ei zice, bă, Costele, ce e șahul, mă? La care celălalt îi spune, bă, e ăla pe care le punem noi în pungă când jucăm table, mă. Și că pe vremuri erau și șah și table în aceeași cutie. Da. Pe interior, așa au fi și acum, nu? Mai rar să mai... Mai rar, dar pe vremuri așa era. Șahul și tablele erau în aceeași cutie, pe interior jucai table, pe exterior jucai șah. Piesele erau toate acolo. La întrebarea, bă, ce e șahul, e chestia aia pe care o punem noi în pungă când jucăm table. Bun, deci este sport, am stabilit lucrul ăsta, da? Da. Sportul minții, nu? Da, e sportul. Altceva, nu faci un efort fizic deosebit ca să joci șah. Da. Te cam stresezi, da? Nu, te stresezi? Opa, asta e interesant. Ia zi-mi, de ce te stresezi tu când joci șah? Acum am ajuns să joc campionate europene și pentru mine este foarte important și vreau neapărat să câștig orice ar fi și sunt foarte stresat că tot timpul simt o presiune că trebuie să câștig tot timpul. Da? Și ce faci ca să scapi de presiune? Câștigi pur și simplu, nu? Da, trebuie să joc, trebuie să mă calmez pe mine. Da, joc la câștig tot timpul. Bă, deși, atent, sunt doi oameni față în față, doi copii, tu ești un copil de clasa a patra, da? Da. Să spunem și că ești la școala 19, să spunem că și eu am fost la școala 19, deci numai incredibil. Băieți deștepți la școala asta au ieșit, ce să zicem, mai glumim un pic. Sunteți doi șahiști față în față. Inevitabil, unul trebuie să câștige, corect? Da. Sau poți să facă și remiză. Poți adică și pat, remiză. Nu? Zice, pat. Poate să fie pat, unul să propună remiză, poate să fie repetare de poziție. Da, tot, până la urmă, tot trebuie să câștige unul. Dacă unul vrea, tu vrei să fii campion, nu știu, european, campion mondial. Da. Trebuie să câștigi, nu? Clar. Da, dar se mai poate ajunge la cazuri de egalitate, adică să aibă doi, de exemplu, 8,5 din puncte din nouă și atunci pe vremuri se jucau meciuri de baraj ca să se vadă. Acum sunt calculatoare care zice cine acesta a jucat mai bine în concursul ăla, acum a fost și adversar mai bun și așa sunt calculatoare. Deci poate calculatorul să hotărască care dintre cei doi e mai bun? Da. Funcție de numărul de mutări, de cât de repede a dat șapte, cât de repede a... Nu, adică acel jucător a jucat cu niște adversari care au puncte mai în față ca celălalt jucător. Adică de așa se departajează acum.
Nu mai să mergem pe Foarte, Balașov. foarte tare. Foarte tare. Tu ai auzit de Karpov și de Kasparov? Da, am auzit, a fost campion mondial. Au fost campion mondial, nu? Băi, Da. să știi că pe ăștia nu i-a departajat calculatorul. Și vrei să spun ceva? Ori Karpov, ori Kasparov, îmi scap acum care dintre ei doi dau să verificăm noi împreună, a bătut un calculator, mi se pare, pe Deep Blue, așa îl chema pe calculatorul ăla, și l-a bătut. La șah, ceea ce nu cred că e puțin lucru, nu? Da. Tu joci cu calculatorul? Te antrenezi cu Da, el? nu mă antrenez, dar joc. Bine, mă antrenez de pe calculator, îmi fac variante, dar când joc, nu joc contra el ca să mă antrenez. Dacă joc contra un calculator, și-a doar așa de distracție, că știu că e foarte greu să bați un calculator. E greu? Dacă, da, pentru că un calculator. Acum sunt calculatoare care nici cel mai bun jucător din lume n-ar putea să-l bată. Nici cum. Pe Nu mai bune, există. adică mintea umană este totuși limitată, nu? Asta zici. Da. Deci Adică ăla acest face acolo calculator niște poate să. calcule cu creierul lui electronic. Da, care omul nu l-ar putea vedea nici dacă ar sta acolo 10 de ore. Dar cât poți să stai? Că nu mai știu cât era timpul. Este, mama, așa clasic, este o oră jumate, maxim două, dar și foarte rar concursuri. Da, o oră jumate, în mod normal, pe jucător, da. Tu cât ai stat cel mai mult la o mutare? Ți amintești? Cel mai mult, 30 de minute, 40 de minute, nu stau mai mult, pentru că după aceea este, mi rămâi în criză de timp și nasol să joci cu timp puțin. Am înțeles. Dar poate să fie atât de dificilă mutarea încât să stai, nu știu, hai să zicem 20 de minute, nu 30 sau 40, 20 de minute. Să stai 20 de minute înainte de o mutare? Da, antrenorul mi-a recomandat să joc, să stau mai mult la mutări, când poziția e foarte complicată, antrenorul mi-a recomandat să stau mai mult la mutări ca să mă pot să văd toate soluțiile, ca să nu-mi scape ceva. Soluțiile pe care le ai tu versus sau împotriva soluțiilor pe care le va avea adversarul să te contraatace, nu? Da. E greu să joci șah la nivelul ăsta? Că tu ai Da, mai jucat cu tot felul de copii de vârsta ta, ai mai jucat am și cu oameni jucat mai chiar și mari. cu Kasparov. Am Cum? aici niște poze. Ai jucat cu Kasparov? Da, am un simultan, dar simultan. Băi, incredibil, mă uimești. Deci, și mă rog, presupun că ce, te-a încins sau l-ai încins? Nu, m-am bătut destul de... De repede? foarte ușor, dar m-am bătut. Nu repede, ce, da, dura mai mult de o oră, da. M-am bătut. Și cu cât ți juca în același timp? Cu, cred că 20. 20 de persoane? Ma, 20. păi, câți ani Acolo. are? Câți ani are el acum, că nu-mi dau seama. Cred că 50 sau Ba, are ceva mai de mult, am eu 30. 50, el are mai mult, eu cred că are vreo 60 40. aproape. Da. Posibil să aibă 60, da. Foarte, foarte interesant. Bravo, uite, ai ajuns la un nivel, mi se pare mie, incredibil să putem noi doi să povestim într-o emisiune la Radio Televiziunea Transilvania despre un brașovean care a jucat un astfel de nume. Bun, hai să vedem un pic ce înseamnă pentru tine o zi obișnuită din viață, când mergi și la școală și trebuie să te antrenezi și pentru șah. Da, este un pic mai greu ca să fac. E un pic mai greu să, după ce îmi termin temele, să mai fac și șah, pentru că îmi termin ora 4-5 temele și uneori mai lucrez suplimentar la școală, dar zilnic trebuie să-mi fac cam 2-3 ore timp de șah, că dacă nu o să scad nivelul și nu o să mai pot juca așa un nivel mare. 2-3 ore pe zi. Da. Am mai mulți antrenori. Mă, normal, celălalt antrenor zice că la nivelul tău, acum trebuie să faci cât de 4-5, minim 4-5 ore de șah pe zi dacă vrei să ajungi la campion european, campion mondial. Acolo, la nivel de campion mondial. Să faci mult mai mult decât fac. Mamă, uimitor. Deci, nu știu câți copii sunt. Câți șahiști sunt la Brașov, de exemplu, la voi în club? Poate mă să 40. șoptească dacă Pe chiar. acolo, 40, prin zona de 40, că nu În știu jur de exact. 40.
Da. Și toți se antrenează așa ca tine, 2-3 ore pe zi măcar. Nu, Sau sunt unii care antrenează mai nu puțin și atunci toți. n-au rezultat. Nu toți, majoritatea aproape că nu se antrenează. Unii chiar nu fac deloc acasă, fac doar ce vin la club. Da, atunci e mai mult de distracție, așa. Adică... La club, cel mai bun prieten al meu e nepotul domnului Ghișe. Aoleu, a, incredibil. Și la antrenează bunica sa? Și bunicul și mama la antrenament. Toată. Da. Deci înseamnă că fostul primar al Brașovului, domnul Ghișe, chiar făcea sport, adică era șahist. Bun, Da. acum am înțeles și eu, au trecut mulți ani de atunci. Eu la momentul ăla n-am fost foarte convins, dar mă rog. Într-adevăr, sportul ăsta al minții presupun că este și extrem de solicitant. Mai ai timp să te Da. joci? Puțin, da, am timp. Și da, eu zic că merită sacrificiile pe care le fac pentru șah. Mă, pe bune! Da. Da, asta nu e un slogan, da, pe care l-ai auzit tu de la părinți, că merită Oh, sacrificii. merită, pentru că vreau să ajung campion mondial în sport care îmi place. Păi să știi că eu nu spun în necunoștință de cauză, că și fiica mea joacă handbal, știi, și tot așa, îi mai zic și eu, bă, orice sacrificiu merită, ești clasa 8-a, trebuie să-și înveți, ai și un examen anul Da. următor, dar nu te lăsa nici de handbal, merită sacrificiu, anul ăsta a fost campion național sau campioană națională cu clubul ei, Corona Brașov, și am zis, băi, uite că nu întârzie să apară și rezultatele. Dar bine, la tine e altă situație, că aici nu mai e joc de echipă. În Da. echipă mai stai pe bancă, te mai odihnești, te mai scoate, te mai ceartă, intri iar în repriza a doua. Aici lucrurile sunt clare, ești doar tu cu adversarul tău, cu tabla Da, și cu joci. pietele. Da. Și la partide nimeni nu are voie să stea în sală, doar jucătorii, pentru că dacă ar intra, unii ar spune mutări și ar deranja pe cei care joacă. De aia. Doar în sală, când e partida, nu-i nimeni să-i încurajeze. Hai, știu că poți. Acolo, pe sală, ești pe cont propriu cu adversarul. Și jucați, nimeni nu are voie să vorbească, toată lumea stă în liniște și joacă. Nu O câștigă vremea sau noastră era o expresie pentru asta. Datoria chibițului este să tacă. Chibițul fiind de la care se uită, știi? Noi, acolo la șah, nu e cu galerie, cu mută paia, mută calul sau știi că nu merge. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Îmi plac discuțiile cu șahiști mie, să știi, de mult timp. Cu care piese îți place să joci mai mult, cu albele sau cu negrele? tot timpul mi s-a părut că cu negre e mai ușor, dar când ajung la partide mi se pare că e mai ușor cu albele. Că mi se pare că am mai mult o siguranță așa cu albele, că mut primul, am un avantaj mic așa, că mut am așa, cum să zic, un Se avantaj trage la că sorți, încep nu tragi la primul. sorți. Acum iarăși calculatorul face cine joacă cu alb într-un concurs, cine joacă cu negru. Calculatorul face cam tot despre lume, adică în afară de chestii doar de arbitraj și cu programul cu la ce oră răspundere, tot face calculatorul. Cine cu cine joacă, cine conduce turneul după ultima rundă, cum îi departajează, îi pune, el face clasamente, îi pune să joace cu ce culoare. Păi, deci Da. calculatorul ăsta a început să dicteze în viața noastră. La șah, dacă vrei să ca să organizezi un concurs, mai mult ai nevoie de un calculator, un program de pe calculator și iese destul de ușor totul. Da, trebuie să fie performant calculatorul ăsta, adică nu. Nu e vorba de performanță, trebuie să fie orice program, e foarte bun pentru concurs de arbitraj. Deci sunt Foarte bun. programe de arbitraj de organizare de concurs. Da. Orice fel, nu contează că e ultimul, că e trebuie să fie acolo toate bune pentru organizarea unui concurs. Bun, la ce te gândești tu, în primul rând, când te așezi pe scaunul ăla în fața adversarului tău? Că joci cu albele sau joci cu negrele, nici măcar nu mai Eu, contează. Am când mă văzut așez pe pierătania. scaun, am o singură dorință, să câștig partida. Oricu cine joc, nu mă interesează, nu contează că joc pentru locul 1, pentru locul 3, pentru locul 100. Eu vreau să câștig partida aia. De exemplu, am jucat un campionat, am jucat campionatul Uniunii Europene, jucam pentru locul 1,
Părinții mi-au spus să fac să propun remiză ca să am locul de asigurat și eu la partidă mi-au propus să adresa remiză și am zis nu. Am jucat și am câștigat până la urmă, aproape. A, deci exista varianta asta, să propui remiză, știai clar că în urma rezultatelor Da. și jocurilor pe care le-ai avut înainte erai campion al Uniunii Europene la vârsta ta, nu la junior Da. sau la ce? La under 10 ani, sub 10. Am înțeles. Și totuși n-ai vrut. Da, n-am vrut. Adică, cumva, din respect față de adversarul tău, ai zis, joc până la final, fie ce-o fi. Da, vreau să câștig neapărat. Vreau să ies campion european detașat, adică la punct, un punct distanță. Și l-ai bătut adevărat sau te-ai chinuit cu el? Nu dura mult mai mult. În mod normal ar fi dacă făceam remiză, mi-a propus remiză destul de repede adversarul. Adică după o oră mi-a propus remiză și am refuzat și am jucat încă două. După o oră, tot el ți-a propus, deși el era clar, știa clar că tu vei fi campion. Da, știa, numai că el ieșea pe doi în felul ăsta. Și dacă Da. l-ai bătut, pe cât ai ieșit? Eu am ieșit pe unul, el pe patru sau pe trei, nu mai știu exact. A, deci avea și el o strategie. El trebuia Bă, să el șahistul trebuie să tot pe șahist, vezi? doi. Avea și el un calcul acolo, probabil făcut cu antrenorii lui, care i-au spus, vezi, la momentul ăla cerei remiză, în felul ăsta rămâi pe doi, el o să fie campion, că asta e, nu mai ai ce să-i faci. Da. Și tu i-ai dat bătaie și l-ai trimis pe locul 4. Da, sau pe locul 3, nu mai știu exact. Dar nu mai contează, oricum n-ai ieșit pe doi, cum își propusese el, să fie vice-campion. Văd aici niște titluri la tine, campion european, campion al Uniunii Europene, campion balcanic, campion național. La național lucrurile sunt clare. În Balcani cu cine joci? Bulgarii, cu turcii, cu cine? Am jucat, dar mi se pare destul de slăbus concursul din Balcaniadă, Campionatul Balcanii, mi se pare mult mai slăbus pe lângă campionatele naționale, chiar nu se pare mai tare. Pentru că acolo era numărul la o grămadă de puncte, o grămadă de puncte la distanță. Deci sunt Aproape aici, pe ai plan local, sunt sunt unii mai buni decât țările da, din jurul acolo nostru. chiar a fost un concurs destul de slăbuț. Dar care e diferența între european și al Uniunii Europene? Că deja nu mă mai prind. Sunt Păi, țări care nu sunt membre ale Uniunii, presupun, sau ce? da, acolo, la Camatul Uniunii Europene, vin doar țările care sunt membre în Uniunea Europeană, iar la Camatul European poate să vină și au fost 100 de participanți, poate să vină din orice țară, și nu trebuie să fie neapărat din Uniunea Da, probabil Europeană, că poate să vin fie și din din. Serbia, din țări care nu sunt membre ale Uniunii, Au chiar dacă fost sunt chiar tot și aici. Armenia, au fost Da, și. Armenia, Albania, nu Bruși. știu, Albania e membra a Uniunii, cred că nu e încă. Bosnia și Herțegovina, cred că nu e. Da. Și i-ai executat și pe aceștia, nu? Da, numai că aici a fost o luptă mai grea. Pentru că în penultima rundă eram foarte câștigat și am ratat câștigul și am făcut o remiză destul de nasoală, care aproape că mi-au luat șansele la titlu mult. Și jucam cu am prins un jucător mai slăbuț, de 1700 puncte elo, adică cu 200 aproape de 100 de puncte mai puțin, și trebuia să-l bat, adică am avut avantaj de. Am ieșit la mai bine din deschidere, totul am stat mult mai bine, și am făcut o remiză. Și după aceea am fost nevoit să joc cu un jucător foarte. Ca puncte elo clasa mult mai bine, cu culoarea neagră, și normal, cu negru nu prea e Auzi, foarte bine. ziceai tu de culori. Ți se pare că nu vezi mai bine mutările viitoare? Sau ce ți se pare? Ia zi-mi, că-s curios. Nu, că dacă joc cu albul, am un avantaj că mă simt că eu aleg ce să se joace în partida asta. Dacă joc la remis, dacă joc la câștig, dacă fac să fie care pe care. Deci Deschiderea, te adică eu arunci. aleg deschiderea și mi se pare că tot timpul albul are un mic avantaj care are multe șanse să ataci la rege decât negru. Adică supra, că dacă e mult mai ușor să câștigi partida într-un atac rapid la adversar, decât să încerci să-l joci, așa, încerci să-l bați. Că E mai uneori multe mutări, da. nu-i vorba de mai multe mutări, uneori nu mai reziști tu și adică nu trebuie advers. Uneori poate adversarul are mai multă rezistență ca tine și Cum nu adică mai mai. multă rezistență? Îi spun Adică piesele la mai bine pe partidă, tablă. nu, trei, nu, de exemplu, dacă
După 3 ore, eu deja încep să mă mai deconcentrez, că e greu să joci. Am jucat și 5 ore, 6 ore partide sunt. Și după ce joci 4 ore, deja e mult mai greu să te concentrezi. Poate adversarul îi mai ma mare altă vârstă și știe mai bine să gestioneze emoțiile, are mai multă răbdare. Și tu, la un moment dat, greșești, pentru că tu, cumva, el doar stă acolo și așteaptă să vadă ce faci și tu încerci să câștigi într-un fel așa și la un moment dat mai rezist și faci ceva și el atunci acționează un adversarul. Așa, adică de aia Bine, zic. așa cu albele ce zici tu, că deschizi tu primul și într-adevăr îți Da. aduci zona de bătaie tot. Da. Cumva Mai. vezi mai repede niște mutări viitoare, le anticipezi mai ușor și pe ale lui, funcție de piesele pe care le are acolo, nu? Da. În mod normal, când joc cu albele, mă simt și eu așa mai sigur pentru că adversarul, când e cu albele, tot timpul mă simt mai stresat așa când văd că adversarul începe așa, poate să înceapă agresiv adversarul de la primele mutări, așa mai normal. Și tot timpul cu albele, ăla care e cu albul alege stilul, adică să joace agresiv sau așa normal, o partidă ea lungă, aia mi se pare, de aia nu-mi place foarte mult jocul negru, adică... Vrei să alegi tu, clar, să fii tu la cârma jocului încă de Da, la prima nu piesă pe care aleg o muți cu de ce, că tabă. uneori nu-mi place să joc foarte așa încet sau să joc foarte agresiv. Că eu simt ceva și alteori altceva. Am Așa. înțeles. Deci tu cumva vrei, repet, să fii la cârma jocului, să Da. dictezi și tempo în care se joacă. Adică Da. să nu-l lași să se miște mai rapid decât tine și să te ia prin surprindere. Da, Nu? adică, da. Exact. Am înțeles. Deci culoarea favorită am aflat-o, dar piesa favorită care? În mod normal, eu mă Fiecare are o gândeam. piesă lui favorită, nu știu, unora le plac nebunii, turele. Mie îmi plac nebunii pentru că place să joc tot timpul cu... Că pe tablă sunt doi nebuni și un avantaj mic să joci cu doi Sunt nebuni față patru pe de doi tablă, care... vezi? Sunt patru pe tablă. Da, sunt patru pe tablă, dar doi de o culoare, doi de alta. Doi stai tăi, da, tu vrei să Da, joci cu și nebunii doi... aia doi, nu? Vreau să joc cu nebunii cel mai mult. Îmi place să joc cu nebunii și să... Da, mi se pare că cu nebunii poți să crești mai ușor un atac. Nebunii sunt cei mai periculoși după mine, la regiile verzi. Te amintești care a fost cea mai scurtă partida ta? Oh, cred că 7 mutări sau 8 mutări. Dar cea mai rapidă bătaie pe care ai luat-o? Am fost și Poate le în ștergi din 7. memorie, nu? Am încercat, dar rămân cumva și cele de am Mai rămân rămân și ele și da. acolo, nu? Da. Acum am fost pierdut în 17 mutări, chiar foarte repede, cu un jucător la național. Nu, național. A fost Mai la un mare concurs decât tine sau de important vârsta ta? de vârsta mea. A fost ceva din deschidere. Că A acum jucat cu lumea albele, nu? Spune, a învață jucat cu de la albele. început, înainte de partide, învață cum să joace partida și înainte că acum sunt toți sunt unele calculatoare de arbitra și sunt calculatoare pentru antrenament, adică și adversarul învață cum să joace și joacă exact și un calculator din ăla mică, eu am punctajul el 1900 și calculatoarele poate să aibă 4000 aproape, 3500 au triplu cât un jucător de aia și adversarul pregătește ceva de acasă și tu dacă intri pe el, așa am intrat pe partida aia, am intrat fix pe ce s-a pregătit de acasă și am pierdut repede pentru că știa la pe de rost cum să mă bată. A, deci Eu ăsta am se memorat ca o pregătise, mă, te poezie, aștepta. varianta. Te Știa pe de rost. pregătise. Te Da, pregătise și te știa. aștepta. Da. Da, la începutul lunii decembrie, pe 7 decembrie, ai fost declarat locul întâi la categoria Top Junior în România, 6-20 de Da. ani. Gică Hagi ți-a Premiu. dat placheta asta, nu? A fost o Lachetă. plachetă, da. A fost acolo, am înțeles, la Palatul Cecului din București, Principesa Sofia, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, Mihai Leu, campion mondial la box, da, acum e și campion de raliuri, Ana Maria Brânză, Ilie Dumitrescu, deci o gașcă serioasă. Cum te-ai simțit printre sportivii ăștia Am cu simțit mare mândru că am renume? ajuns acolo. Chiar mândru pentru acest rezultat. L-ai invitat pe Hagi să joci un șah cu el? Nu. Nu, e pierdere de timp.
El are alte talente, știi, în sensul ăsta, nu, eu n-am vrut să fiu răutăcios cu el. Nu, dimpotrivă. Dar fiecare trebuie să fie bun în sportul pe care îl practică, nu? Da. Dar tu mai joci ceva, mai faci un fotbal, vreun ceva, pe în curtea școlii? Da, joc fotbal, dar nu fac un antrenor. Păi nu, să joci tu fotbal, nu? Da, joc fotbal, basket, tot felul de sporturi. Plac așa să vezi. Când am timp, joc un, poate am timp. Am Băi, să des știi, cu timp să joc fotbal. bucurie, cu bucurie am văzut anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu când am ajuns până la școala 19, nu mai fusesem de mulți ani, și am văzut că aveți sală de sport. Da, Acolo chiar era mare. un parc, înainte când eram eu la școală, era un părculeț de ăsta unde mai dădeam și noi niște probe sportive, erau niște elemente din astea de metal unde făceam tracțiuni și alte chestii. Dar m-am bucurat să văd că există o sală de sport. Important și sportul ăsta, așa, nu fizic. Da. Hai, chiar Că bine, fac sport. O dată pe săptămână, o două ori pe săptămână. nu strică, nu? Nu. E chiar mai de orele mele preferate, sportul. Ora de sport, mai de orele mele preferate. Bravo, pe ei La sportiv, ce școală. să mai la dea la vale? Dar ia zi-mi, dacă n-ai face șah, ce ai vrea să faci? Ca sport de performanță. Mie mai place desenul, să desenez. Lasă-mă nene cu desenul. Sport de performanță. Sport. Fotbal. 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 Table. Fotbal aș vrea. Ar plăcea? Ai un Da, am fotbalist? făcut fotbal odată, dar de mult. Acum un an sau doi, nu știu. Ai uitat. În 2 ani ai uitat fotbalul. Gata, ce mai? Te Da, concentrezi. mai Dar jucat știi că și handbal. fotbalul ăla e tot un șah, așa, știi? Numai că, din Da. păcate, nu toți jucătorii sunt în stare să vadă terenul de fotbal ca pe o tablă de șah. Acolo se fac mutări, antrenorii fac niște mutări, dacă le iese mutarea bine, dacă nu, remiză sau bătaie. Dacă le ies mutările bine, să știi că se întâmplă niște minuni. Nu e chiar plecă pentru cel care joacă contra celui care ies mutările bine. Crezi? Eu dacă aș juca, adversarul meu ar juca foarte bine și eu acolo nu știu ce să, nu prea e o plăcere să joc cu unul care joacă perfect, pentru că e aproape perfect. Ai vrea să joace așa, cam la nivelul Nu, tău. cam de nivelul tău, meu, exact. Așa, nu fie nu știu ce jucător foarte bun și nici foarte slab. La nivelul meu. Bravo. Băi, Vladimir, ce să zic? Sunt mândru că sunt contemporan cu tine, brașovean ca și tine. Am făcut școala la 19 amândoi, sau că tu o faci în continuare, am făcut-o. Eu mai fac. Mai faci, mai faci. Vladimir Sofronie, cel mai bun șahist junior din România în acest moment, pregătit de Claudia Sofronie, antrenoare de șah, mama lui. Am înțeles că te pregătește și tati din când în când, deci lucrurile. Nu, din când în când. Acum tata, la nivel mare, mă pregătește mai des. Da, te pregătește el mai des, a trecut mami pe locul 2, nu? Când are timp, mă pregătește el. Am Da. înțeles. Păi ce să zic, sunt convins că brașovenii vor mai auzi de tine. Junioratul la un moment dat se termină și o să intri evident în Liga Mare. Sunt absolut convins că dacă o ții tot așa cu antrenamentele, n-are ce să se întâmple rău. Deci numai lucruri bune ți se vor întâmpla. Mulțumim frumos, ce să zic, sărbători fericite, mai ai 2-3 zile, 5 de școală și gata, frate, intri și tu în vacanță, te mai liniștești un pic, da? Măcar nu mai ai Da. așa multe teme. Sper. Ba. Sper. Nu știu, am și azi destul de multe teme. Am la română, mi-a rămas la matematică, am puțin. Am înțeles. Bine, hai. Toate cele bune, mulțumim frumos, felicitări încă o dată, doamne domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.